și pentru biscuiți. O să avem nevoie de un bol unde o să lucrăm aluatul. O să avem nevoie de 125 de grame de unt. De grame de zahăr. O să avem nevoie de un ou. Esență de rom. Grame de praf de copt. Un praf de sare. Și făină, cam 300 de grame. O să vedem cât intră. Și o să începem cu untul. Untul este la temperatura camerei și o să punem untul într-un vas. Așa. Împreună cu zahărul. Și o să amestecăm puțin. Amestecăm puțin zahărul cu untul. Puteți face și la mixer totul, dacă doriți. O să adăugăm și un praf de sare. Nu mai mult. O să punem și esența de rom. Puteți pune și esența de vanilie și coajă de lămâie. Așa. Și amestecăm în continuare. Aici am untul cu zahărul. Am să adaug și oul acum. Așa. Adăugăm și oul. Și amestecăm. După ce am adăugat cu oul, cu zahărul, cu untul, cu praful de sare și cu esența, putem adăuga făina cu praful de copt. Așa. Făina, eu am cernut-o. Aici am 350 de grame. O să vedem cât intră. O să punem o parte și o să amestecăm o parte din făină cu praful de copt, 8 grame. Așa. Și amestecăm. Amestecăm încet până o să formăm ala
aluatul, salatul să fie potrivit de tare, nici prea tare, nici prea moale. Apoi o să-l lăsăm la odihnit. Și între timp ce aluatul nostru de biscuit se odihnește, o să facem aluatul pentru pâine. Și la urmă, aluatul pentru paste. Așa, am amestecat. Vedeți că aluatul este moale, mai adaug, este prea moale. Cred că intră cam în jur de 300 de grame de făină. Acum depinde de ouă cât de mari sunt. Dacă puneți ouă mai mici, mai mari, medii, depinde untul câtă apă conține. De asta spunem că adăugăm făină cât cuprinde. Așa. Iată, salatul este aproape gata. Încă este destul de moale, uite, cum se vede, vedeți? Este moale. Am să mai dau un puțin făină. Așa. Deci intră cam în jur de 300 de grame de făină. Și acum o să lucrăm cu mâna aluatul. Apoi îl punem în folie alimentară și îl lăsăm să se odihnească. Frământat cu mâna, o să ne dăm seama dacă mai avem nevoie de făină sau nu. Așa. Și după cum se vede, mai avem nevoie de puțină făină. Este destul de moale, este prea moale. Mai punem încă puțină. Așa. Adăugăm puțin câte puțin. Ca să nu facem un aluat prea tare. Și dacă se întâmplă să-l facem prea tare, o să adăugăm una-două linguri de lapte. Și nu se întâmplă nimic. Așa. Tot mai trebuie făină. Mai adăugăm încă puțin. Să vedem. Încă puțin mai mergem, că este destul de moale, vedeți? Mai adaug încă puțin. Deci intră cam 350 de grame de făină. Așa. Am să adaug pe toată. Intră toată. Și amestecăm. Și apoi îl lăsăm în așa, totul este gata. Ia uitați. Deci nu se lipește nici de mâini. Așa. Am să-l pun în folie alimentară. O am aici pregătită.
se odihnește aluatul, o să facem biscuiții. Eu astăzi i-am pregătit forme în formă de stea. Ia uitați. Am aceste forme. Ia uitați. Diferite mărimi. Le putem face două câte două, să le îmbinăm cu ciocolată sau simple, date pe puțină ciocolată pe deasupra. Așa. Acum o să vă lăsăm la odihnit aluatul. Astăzi o să facem steluțe. Și o să le dăm prin ciocolată. Ori le punem două câte două, ori una câte una și le dăm prin ciocolată. Așa, dăm formele deoparte. O să luăm o bucată din aluat. Așa. O să avem nevoie de un sucitor. Puțină făină să întindem. Așa. Și apoi o să punem totul într-o tavă. Pâinica între timp se coace. Așa, este moale, moale, moale. Ia să vedem. Așa. Și o să tăiem steluțe. Ia uitați. Cam așa o să le tăiem. Acum ori le lăsăm simple, simple biscuiți, sau îi dăm prin ciocolată. Aici eu am o tavă. Unde am să pun steluțele, una câte una. Ia uitați, așa o să le pun. Una câte una. Și o să le dăm la cuptor. Ia să vedem pâinica cum e. Și mai tăiem. Acum, dacă vrem să le umplem, le putem tăia și mijlocul. Cred că ar fi cel mai bine tăia direct pe foaie, pentru că se deplasează. Și am să vă arăt cum. O să punem mai întâi toate steluțele. Ia să pun aici, aproape. Așa. Să fac loc. Strângem aluatul și facem din nou foaie. Pâinica se coace. Așa. Biscuiții și cu gem. Și cu gem se pot umple. Sunt foarte buni și cu gem. Biscuiți umpluți, nu numai cu ciocolată. Aceasta este o rețetă universală cu care eu fac și biscuiții, fac și aluatul de crostate. Este bun, 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 să-l încercați. Așa.
Așa. Și după ce am tăiat, ia uitați, să tăiem direct aici în, aici în tavă. O să tăiem. Ca să rămână, să nu se deformeze. Să vă arăt cum. Așa. Ia uitați. Și scoatem mijlocul. Vedeți? Și le putem umple. După ce le punem. Că dacă îl tăiem pe masă, apoi se deformează. Și o să tăiem direct pe tavă. Așa. Dacă le dorim umpluți biscuiții. Dacă nu, îi putem lăsa pur și simplu așa. Simpli. Dați prin ciocolată. Ia uitați. Se le lasă așa micuți aici. Și putem face diferite mărimi. Eu am să intru în fiecare vineri. Și o să facem câte ceva. Eu vinerea fac pentru săptămâna în curs care urmează. Fac fursecuri, biscuiți, checuri pentru copii ca să aibă săptămâna la micul dejun. Și am zis să intru în direct cu voi să vă arăt ce prepar eu pentru ei. Așa, am făcut steluțe. Mai tăiem din astea mari. O să umplem și două câte două. Așa, mai strângem aluatul. Și o să tăiem cu ăsta micuțul. Mai întindem o bucățică de aluat. A, eu cum am intrat și astăzi, în jur de 12 intru. Cam în jur de 12 intru în direct. Și vă aștept și pe canalul meu de YouTube. Am peste 500 de rețete dulci și sărate. Și cozonaci. Și păscuțe, și plăcințele, și checuri, fursecuri, nucușoare, caise, sărmăluțe, salate, tot ce doriți. Dacă aveți plăcerea să vizitați canalul, eu vă aștept cu mare drag. Așa, mai tăiem așa simple. Între timp, pâinica se coace în cuptor. Așa. Am să dau deoparte, ia uitați. Așa. O să mai tai una, două. Am să mai tai încă una, ca să facem și umplute. Aceștia sunt biscuiți, trebuie să dați la cuptor, maxim 10 minute, nu durează mai mult.
la 180 de grade. Așteptăm mai întâi să se facă pâinica și după aceea îi băgăm la cuptor. Așa. O să topim după aceea și ciocolata. Să așezăm puțin aici. Ia uitați. O să-i umplem cu puțină ciocolată. Sau cu dulceață. Cu dulceață de mure. Eu am făcut-o acum, cred că sunt 2 ani. Mure culese de mine și de soțul meu. Și am făcut împreună mure, dulceața. Am topit ciocolata. Și o amestec bine, bine, bine. Am topit, am ținut un minut în microunde. Și amestecăm, amestecăm. Așa. Ciocolata. Așa. Și acum am aici ceva care aceștia sunt biscuiții. Ia uitați. Îi putem și umple. Îi punem unul peste celălalt și umplem. Sau îi întingem așa puțin. Ia uitați. Îi putem așa întinge și îi lăsăm simpli. Așa. Ia să pun așa aici. Sau îi umplem. Ia să vă arăt cum îi umplem. Să căutăm care seamănă una cu cealaltă. Și punem așa puțină ciocolată. O să punem și dulceață. Ia uitați. Și așezăm. Așa. Aceștia sunt cu ciocolată. Să-i așez pe loc. Să-mi iau o farfuriuță. Așa. Și așezăm așa aici. Ceau, Ana Maria! Sau îi întingem așa puțin. Și lăsăm pe o parte. Aici am și dulceața. Dulceața de mure. Eu am făcut-o, cred că 2 ani. Ia uitați ce bine se păstrează. O să umplem și cu dulceață. O să punem. Mai luăm una. Și tot la fel. Am să iau puțin, să vedem cum este. Dulceața de mure. Cine dorește, poate pune și dulceață. Ia uitați. Ori cu ciocolată, ori cu dulceață, ori întingeți, așa, biscuiții. Ăștia micuții. Ia uitați, în ciocolată. Puțin, într-o parte, nu mai mult. Așa. Puteți da și prin nucă, prin fistic, prin bombonele. Ia uitați. Eu le las așa. Simple. Îi umplem cum dorim. Ia uitați, cu dulceață sau cu... Pot fi lăsați și simpli. Dimineața îi puneți într-o punguță să fie sau într-un vas închis ermetic să nu se înmoaie. Și aveți biscuiții.